Îmi zice în Cluj, domnul Gabor, dacă nu te intubăm, mori. Când a început pandemia, eu cred că am fost printre primii infectați cu virus. Din Târgu Mureș, primii. Ca grav, persoană gravă, cred că am fost cel mai grav din România sau poate nu cunosc cazul nici în Europa. Din cauza că nu știu eu, dar ce mi-au spus medicii. Atunci eu aveam 35 de ani. Am sunat-o pe soție și am zis, bine, mândru, m-ați convins, o să semnez să fiu întubat, dar sincer îți spun, îmi au rămas mult. Eu știu că nu mai plec de aici. Domnul Gabor, dacă ți-ai predat mâna lui Dumnezeu, ai încredere că Dumnezeu te duce la familia ta. Bobby, cum se spune te iubesc în limba ce-ai română? Tu? Ce-ai uvap tu? Așa îi spui tu soției tale. Da. Mă bucur să fim din nou împreună, dragi prieteni. Sunt încântat că ați ales să fiți și în ocazia aceasta pe platforma de YouTube Authentic Podcast. Am plăcerea de a aduce pentru dumneavoastră în ocazia asta aici la Masa Authentic un om despre care am auzit lucruri care l-au făcut să înțeleagă cât de importantă este relația cu Dumnezeu și mai ales felul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă până în momentul de față. Bun venit, Gavril Gabor! Bine v-am găsit! Bobby mai degrabă decât Gavril, corect? Da, așa am zic prietenii, colegii Bobby. Atunci îmi place să cred că sunt și eu unul dintre prietenii tăi și o să mă adresez ție în felul ăsta. Da. Bobby, am o primă provocare pentru tine. Da. Eu am să dau drumul unui cronometru, 20 de secunde, pentru a ne spune câteva lucruri despre cine ești tu. Așa că, în momentul ăsta, apăs pe start. Da. Eu sunt Gabor Gavril Bobby, îmi zice. Sunt din Târgu Mureș, județul Mureș. Ce să spun despre mine? Sunt o persoană care îmi place să fiu în biserică și creștin, cum s-ar zice, restul despre mine ce să zic, lasă să spun alții. Oh, ia uite, ai terminat exact la timp. Uite, vezi, nici nu vrea să se mai oprească telefonul ăsta. Mulțumesc frumos, mi-ai spus că îți place în biserică. Da. Ce înseamnă pentru tine biserică? Biserica pentru mine înseamnă foarte mult. Din cauza că, bine, eu am crescut în biserică, m-am născut în biserică, cum ar fi din părinți sunt în biserică, dar totuși la un moment dat a trebuit să fac eu alegerea, să rămân în biserică sau nu. Când vorbești de biserică, la ce biserică te referi? La Biserica Adventistă, creștină adventistă. Interesant că îmi spui despre faptul că ai crescut de mic în biserica, da, și în credința aceasta, dar că la un moment dat a trebuit să faci o alegere. Da, a trebuit să fac o alegere și cum știți toată lumea că un părinte își crește copiii și el vrea să fie lângă el. Și frații mei, eu am doi frați, s-au botezat înaintea mea la Biserica Adventistă Creștină din Târgu Mureș. La Biserica C, așa se numește biserica unde noi am frecventat-o. Și s-a construit și cu noi și am fost acolo. Și la un moment dat a venit un moment să mă botez și eu și să urmez și toți părinții s-au bucurat și familia creștină, că am crescut cu ei, s-au bucurat. Am umblat și eu m-am căsătorit între timp la 17 ani, n-aveam 18 ani când m-am căsătorit și zic, hai să stau un pic, că soția nu era din familia adventistă, numai bunicii ei erau, dar familia ei nu era. Și zic, hai să treacă un pic, să vină și ea la biserică, să vadă, ca să nu ajung la un moment dat să zică că eu am forțat-o. Să se lemurească ea, că și ea știe să citească și știe și zic să umblă. Da, a văzut, i-a plăcut și ei, a trecut aproape un an de zile și noi, între noi, Gaborii, nici nu ne căsătorim repede, legitimi. Noi suntem căsătoriți prin vorbe și tot, dar nu legitim, nu cu acte. Ne-am hotărât și spune între timp pastorul, zice, trebuie și să vă căsătoriți ca să puteți încheia botezul și să fie, da, zic, ok, totul în regulă. Eu n-aveam ce obstacol să mă oprească. Bine că soția când a venit din lume, ea acolo consuma toate lucrurile care eu nu le consumam în casa mea și eu. Dar le-a lăsat ușor, nu era să forțez.
Și eu zic, nu mă oprește nimic să nu fac decizia asta. Și ea s-a lămurit, am umblat împreună, totul e ok și la un moment dat a venit momentul, am mers, ne-am căsătorit legitim în biserică, pe sâmbăta viitoare o să aveți botezul. Se bucura părinții foarte mult și părinții ei și familia și toată biserica, că am crescut cu toți împreună. Și la un moment dat, nu știu de unde, mi-a venit un gând și vin cu soția acasă, stăteam într-o noapte, era pastor Roșca Viorel. Și îl sun și zic, frate, îmi pare rău, dar nu o să mai vin să mă botez. O, interesant. Cum așa schimbarea da, asta? Da, schimbarea asta dintr-o dată. Dar nu știu, nici nu mi-am pus în gând, mă înțelegi, ca să zic, ceva a venit în viața mea. Ca să zic, a venit ceva în viața mea sau, nu știu, mi-am pus eu un gând să-mi fac un plan, să... Nu știu de unde. Pur și gândul, simplu a venit pur gândul și simplu asta. Gândul ăsta. Dar te-ai consultat cu soția? Ea nu știa gândul ăsta. Și i-am zis, tu, noi nu mai mergem să ne botezăm. Stăm, încă suntem tineri, eu aveam să pun niște motive ce se pune în ziua de azi, suntem tineri, mai vedem de viața noastră. Păi și ea... ce te lega de viața asta? Adică ce voiai tu să faci și credeai că biserica este împotriva? Nu eram sigur încă ce vroiam să fac. Sincer să spun, ca să am un motiv cu ce, ca să zic, uite, vreau să mă duc în lume sau vreau să, ce să zic, să știu, beau, să așa, mă duc să la discoteci, cluburi sau așa. Ce era în timpul ăla. Nu, că nu eram obișnuit cu lucrurile astea. Eu niciodată n-am consumat carne de porc, băuturi alcoolice din astea, nici nu știu ce gustare. Ai avut un viciu din ăsta, țigări? Nu, viciul meu mai era că energizantele astea, Red Bull sau un Hell sau astea erau, care mai consumam, dar nici alea în exces nu, cola și astea, da. Dar nu era un viciu, ca să zic, fără el nu pot. Și la un moment dat, totuși, am lămurit-o și pe soția și am sunat pastorul. Pastorul a încremenit din seara aia. Zice, nu mai pot să vorbesc cu tine la telefon, dar vin până la tine. A venit până la mine, n-a putut să mă lămurească. N-am putut. Și nu mai m-am botezat atunci. Dar părinților le-ai spus despre decizia asta? Nu i-am spus în momentul ăla. A trecut o zi, că era până sâmbătă, era într-o marți. Și eu sâmbătă urma ca să fiu botezat. Și i-am spus. Bine că și pastorul cred că i-a spus înaintea mea. Că ei aveau o legătură mai strânsă cu biserica și zic, gata. Da, decizia ta, nu poți să te schimbi asta. A trecut un timp, eu mă simțeam în forță. Eram un băiat tânăr la anii ăia, eram în domeniul de construcție cu părinții, cu familia asta construiam și la un moment dat am plecat la lucru, în Brașov, în Cotlea. Ce făceați mai precis? Acoperișe. Acoperișe. Un domeniu construcție, dar acoperișe. În general, acoperișe făceam. Și la o hală mare de cereale lucram. Și la un moment dat, de la hala aia, am căzut. Cam de la ce distanță? 13 metri înălțime. Am căzut în fund, cum stau acum pe scaun și cu mâna asta stângă jos. Am căzut jos, am avut o tasare de coloană, era grav. Doctorii nu mai dădeau șanse pentru că era o paralizie. De jos, din jumatea corpului, cum mai partea de jos, și mâna asta am tijă în ea și acum de atâta timp și tot. Aveai 18, 19? 19 ani. 19. 18 împliniți, da, nu da, eram da. În 19. Eu în momentul ăla când am căzut, m-am pus pe spate, a venit frații mei toți acolo, m-au pus rapid în mașină și a dat seama fratele mai mare, avea, el are permis de mai mult și știa că să nu ne ridice și zice, mă, nu ridicați, nu puneți mine, nimeni mâna pe el, că trag mașina până aici și îl punem frumos în mașină, nu așteptăm salvarea și ducem în Brașov. Lucram în Cotlea, vreo 20 de kilometri de Brașov și îl ducem până vine salvarea, îl duc mai repede. Și m-au luat drept așa frumos, m-am pus în mașină și m-au dus la spital. Eu din momentul ăla când am căzut, crede-mă că am zis asta este și eu mi-am dat seama că eu am refuzat planul lui Dumnezeu cu mine. Dar de ce ai decriptat lucrurile sub forma asta? Ți-a vorbit Duhul lui Dumnezeu la un moment dat, mustrându-te? Da, mi-a venit ceva în minte în timpul ăla ce am căzut. Știi, nu știu clar acum ce, dar dintr-o dată am zis asta e voia lui Dumnezeu. N-am avut alte cuvinte să zic. Dar nu puteai să-ți miști picioarele, nu? Nu puteam să mă miști deloc. Am mers până la Brașov, la spital. Dar erai conștient? Conștient eram.
dar deja din momentul ăla s-a rupt corpul meu, s-a despărțit corpul. Partea de jos nu mai simțeam. Da. Bine, am mers până la Brașov, am mers la spital, mi-a făcut primele ajutoare acolo. Părinții n-au vrut să mă lasă la Brașov, că mă transportă la Târgu Mureș, unde eram. Zice medici, acum momental n-avem salvarie, noi facem primul ajutor, n-avem ce-i face. Îl duceți dacă tot vreți la Mureș, mi-a pus mâna în gips. Duceți-l la Mureș, bine, a chemat tata o mașină, ne-a pus în mașină, am lăsat băncile, era o mașină break. Au pus-o băncile alea din spate, au lăsat, le-au rabatat și m-au pus și m-au dus la Mureș. Dar eu din momentul ăla mă întreba părinții, ce faci, ce simți? Eram atât de liniștit, de nu-ți vine să crezi. Că știam din ce cauză s-a întâmplat. Nici n-am cârtit. Am acceptat. Am acceptat. Sincer îți spun, atât de liniștit eram, zic, asta a fost voia lui Dumnezeu. Dai seama, vine Dumnezeu la tine, ți-acordă toate beneficiile în viața asta, eu aveam, toate beneficiile le aveam. Ca un copil, în ziua de astăzi, cred că n-avea posibilități mai mari ca și mine. Aveai tot ce-ți doreai. Da, și nu știu din ce motiv, nici astăzi, mai mă gândesc, aseară când vineam pe drum foarte mult m-am gândit, din ce motiv am zis eu nu, dintr-o dată. Și n-ai o explicație rațională pentru asta? Nu, sincer, îți spun încă nu. Poate o să... O să înțeleg, nu știu, o să înțeleg la un moment dat, dar acum momental nu. Și ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe am mers la spital la Târgu Mureș, aveam un medic foarte bun, domnul profesor Voicu Bogdan se numește el, s-a îngrijit de mine. M-a pus, a văzut raze, a zis, domnul Gavril, ce cum să zic, și el a tot întrebarea, zice, auzi Bobby, dacă mă asculți pe mine, cred că va fi totul bine. Mai rău de atâta nu se poate, cum ești tu acum, momental. Dar totuși o credință în Dumnezeu poate să facă o minune. Așa a spus medicul? Da, medicul. Și acum am cu el o legătură strânsă cu medicul. Zice, trebuie să mă asculți. Mâna asta, el a văzut, a dat jos gipsul, a zis, ce a făcut în Brașov, eu bag o cură cu tine. Dar bine, aia o lăsăm. A dat jos, mâna asta e... egal zero, mi-a zis. Alte cuvinte a folosit el. Și pun o tijă de asta și revine, nu are nimic. Și am tijă și acum de 20 ceva de ani și nu mă deranjează nimic. Dar zice, cu mijlocul e problema. Dar dacă mă asculți, cred că o să fie bine. Zic, domnul doctor, tot ce o să-mi ziceți, aia o să fac. Bine, trebuie să stai 6 săptămâni întins pe pat, fără pernă. N-ai dreptul să te miști capul mai sus de 5 cm, n-ai voie să ridici deloc. Numai tavanul să vezi, nici pe o parte, nici stânga, nici dreapta, piciorul n-ai dreptul să-l pui jos, nimic. În sensul să înțeleg eu mai bine, ca un om într-un coștiu, viu. Atât. Am stat 6 săptămâni de zile. Bine, între timp, perfuzii, medicamente, tratamentul care el îl considera. Și cum a fost pentru tine perioada asta? Perioada asta a fost pentru mine o cercetare de sine. Sincer îți spun, a fost pentru mine o cercetare. Aveai n-am cârtit 19 deloc, 19 ani. Soția era tot timpul lângă mine. Spitalele nu erau atât de stricte și putea să vină să stea lângă mine și discuția noastră tot aia era. Bine, soția nu începea să-mi reproșeze, dar mai mult îmi plâns, știi, și știa că ce simt eu și aia simțea. Și la un moment dat mi-am zis, Dumnezeu, stai liniștit. Asta a fost o încercare, Dumnezeu nu m-a lăsat ca să mor, că puteam să mor acolo pe loc și o să-și revin. Și o să fii sigură că cum o să-mi revin, primul pas e să mă botez. Zice, tu aveai totuși credința asta? Da, credința eu n-am pierdut-o. Ca să zic, Domnul, uite că n-am mers la, nu m-am botezat, Dumnezeu m-a pedepsit. Să iau ca o pedeapsă sau... Eu mi-am considerat o treabă asta. Dar eu nu eram supărat pe Dumnezeu niciun moment. Nici n-am cârtit. Și cum ți-ai revenit, voi? A trecut 6 săptămâni, a venit medicul într-o sâmbătă dimineață la mine, în pană, zice, acum să te văd, că până acum tot erai voinic. Zic, ce să mă vezi, domnul doctor? Zice, uite, aici e taică tău și eu. Acum tu trebuie să te scoți. Eu să mă scol după 6 săptămâni, nu mai știam nimic. Da, începuse să simți picioarele în perioada asta? Începuse să simți să le miști cât de cât în pat? Vinea el în fiecare dimineață,
și avea un specific de ac sau ceva, știi? Ok, să vadă sensibilitatea. Să vadă sensibilitatea. După vreo 2 săptămâni am început să pun acul și simțeam. Mm. Au, făceam. Începuse să-și revină, da, organismul. Să vină. Zice, nu-mi vine să cred, doctorul stătea, nu-mi zicea nimica. Făcea numai din cap și pleca. Zice, o să fie bine, Bobby, stai liniștit. Un miracol. Da, pentru el, da. Dar și pentru mine. Dar eu nu mai mă gândeam la mine. Zic, cum să rezolv eu problema cu Dumnezeu? Nu mai mă gândeam la mine, zic, o să revin. Eu eram liniștit. Zic, asta fă, dar mă rog la Dumnezeu, primul pas cum mă vindec, zic să plec la biserică să mă botez. Asta e planul meu. Și s-a întâmplat. Da, mulțumesc Domnului, da. Și Dumnezeu a făcut o minune. Ți-ai revenit? Mi-am revenit în totalitate. Bine, că a trebuit să port un corset un an de zile, a trebuit să învăț să umblu, nu mai știam să umblu. Ai început din nou să, da, să mergi. Să merg, nu mai știam să atunci când merg. Erai copilaș, copilaș, mic. Exact așa și eram. Să te ducă cineva de mână, mă rog, pași exact, mici, pași. Câte un pic, ca câte un să pic. Mă duc 3 metri, mi-a trebuit 2 săptămâni. Nu mai puteam să mă duc, să umblu, nu eram în mintea. Dumnezeu e mare. Și mulțumesc Domnului, după ce am ieșit din spital, Dumnezeu m-a binecuvântat cu un băiat. Între timp, după un an de zile, am avut un băiat. Dar iartă-mă puțin. Te-ai botezat? Da. Primul pas era botezul și între timp până eu mi-am revenit în totalitate, eu deja mă consideram ca botezat. Nu m-am lipsea să mă scufund în apă. Era actul ăsta? Da, actul în sine, simbolul care trebuie să-l facem și eu atât. Da, mulțumesc Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat foarte mult. Bobby, ai o viață încă de la început, așa plină de... de adrenalină și, da, de experiențe cu Dumnezeu. Pentru a merge mai departe, spui că Dumnezeu te-a binecuvântat, ți-a dat copii, ai 3 copii. Am 3 copii. Un băiat care acum are... Am un băiat care el e însurat. Are 21 de ani, nu? 21 de ani are el. Am o nepoțică după el. Să-ți trăiască. O frumosețe de fată, are 2 ani de zile ea, nepoțică. Mulți înainte. Ea chiar s-a născut în pandemie. Mm-hmm. Interesant, o să ajungem și la contextul ăsta, că am e un alt foarte băiat interesant experiența. Am împlinit 18 ani, am al treilea, are 11 ani împliniți. Mulțumesc Domnului, m-a binecuvântat Domnul cu o familie foarte frumoasă. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție deosebită. Când, sincer. Când v-ați cunoscut voi? Noi când ne-am cunoscut, eu aveam 16 ani împliniți. 17 aproape, câteva luni era. Dar noi de atunci ne-am înțeles ca acum. A crescut și ea în aceeași comunitate cu tine? Da, adică eram vecina, o stradă paralelă cu mine. Dar nu aveam legături, ca între copii. Da, 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 categorie. O femeie moment, înțeleaptă. Da. O femeie care te-a ținut pe linia de plutire și a fost acolo, sincer, lângă tine. După Dumnezeu. Nu zic înainte, după Dumnezeu, ea a fost cu mine. Dar ce are mândra așa special? E o femeie spirituală. Chiar dacă n-a crescut într-o familie, da, aproape de cuvântul lui Dumnezeu. La un moment pot să zic că era poate mai spirituală și ca mine. Mie mai îmi vinea momente de descurajare, de cârtire câteodată, dar ea nu. Și știa în așa fel să mă controleze ea pe mine, că în timpul ăla, în momentul ăla, ce gârdeam, mă lăsea să vorbesc ce vroiam eu. Nu mă oprea de... Și după aia putea să mă liniștească. Bobby, cum se spune te iubesc în limba ce-ai română? Ce-ai tu? Ce-ai tu? Așa îi spui tu soției tale. Da. I-am foarte spus frumos. Și o să-i mai spun. Foarte frumos. Bobby, spune-mi, te rog, ne-ai dezvăluit câteva lucruri despre cum ți-a călăuzit Dumnezeu pașii. Tu ești Gabor, crescut, da, în etnia aceasta. Spune-mi, de-a lungul timpului, te-ai confruntat cu, nu știu, prejudecăți din partea altora pentru, din cauza faptului că tu ești, da, Gabor? Da, foarte mult. Am întâlnit-o la hotel. Când și-a dat seama la hotel că suntem Gabor sau țigan, cum se zice, ți-au respins cererea. Da. Și aici în București am întâlnit-o. Sincer. În secolul 21. Și cum reușești să depășești, da, asta? Cum, ce le spui tu copiilor tăi?
ca să poată să facă față totuși presiunii. Eu ce le spun la copii, totuși, dacă trăiam totuși în atmosfera noastră de țigan și de gabor, nu puteam să explic foarte multe. Noi acum, mulțumim lui Dumnezeu, am crescut deja, eu pot să zic, și copiii mei la fel au crescut în credința asta adventă. L-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu mai putem răspunde provocărilor. Chiar am fost jigniți la maxim. Și am tăcut din gură, am lăsat capul și am plecat mai departe. Dacă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, puteam să mă manifest în alt fel de loc. Foarte și crede-mă că smerenia voastră. Și acum cu copiii mei mă mai enervez la lucru că nu mă ascultă și câteodată tac din gură, zic să nu-i provez. Și zice, tată, de ce nu ai reacționat? Zic, bine că ai înțeles. Își dau și ei seama. Da. Că firea omenească te mai enervează. Îi spui de atâta urmă, fă așa, așa trebuie să faci, fă. Și ei se mai abate de la lucrul ăsta și... Sunt tineri. Da, și noi am fost. Da, dar totuși în domeniul ăsta care ei vreau să învață, să învețe. Și ei se mai enervează, n-are chef câteodată, dar bine, mulțumim Domnului, trecem cu bine peste momentele astea. Spune-mi, te rog, tu ai școală? Da, 4 clase am făcut numai, că am făcut clasele astea în Brașov. Eu normal am copilărit în Brașov și ne-am mutat la Târgu Mureș. Și de la Târgu Mureș n-am mai umblat, nu mai mult simțeam în anturajul copiilor, a prietenilor mei și eram singur și zic... Da, există totuși o, nu știu, o limită din partea părinților față de treaba asta? Sau părinții și vă încurajează părinții să mergeți la școală? Ne încurajează, dar la un moment dat, să zicem, ne încurajează să facem 8 clase. Atât? Atât. Dar de ce? Din momentul de ce noi avem o teamă în noi, o teamă, părinții, și eu deja simt teama asta, să învăț pe copii o meserie din care să trăiască, să supraviețuiască. Dar credeți că școala nu te ajută? Nu știu, nu prea avem o încredere totală, sincer. Băiatul ăsta al meu, ăla mare, a făcut 8 clase și directoarea școlii a venit până acasă să se ceartă cu noi. Că băiatul a ieșit din școală cu media 9,8. Și atunci? Și am zis, uitați, doamna Salomon, zice, da, mă, Bobi, dar o să ajung în viață. Totuși n-a putut să ne lămurească în așa fel, să sincer vorbesc da, acum. Da, pentru ceilalți. Uite, înțeleg că băiatul care are 18 ani deja e cu tine la muncă. Da. Cel mic. Băiatul ăsta mic, ăsta al doilea. Al sincer, treilea, zic. Da, al treilea, ăla mic, nu-i place școala. Cu el chiar ne-am luptat și eu și maică-sa. Făcea numai prostii. Aveam reclamații multe din cauza lui. A făcut și el 4 clase, a umblat, știe să citească, să scrie, are o minte, băiatul ăla, ieșit din comun. Dacă îi spui ceva să țină în minte, și cu ăsta mic, chiar ne-am luptat. Îi place să vină cu mine. Dar bine, este și un motiv care băiatul nu prea se desparte de mine. Nu... Am încercat să-l despart de mine și a plâns și tot nu se necăjea foarte de mult. Și acum l-am lăsat acolo unde e și am venit și totuși a rămas așa puțin. Am trecut printr-o situație mai complicată, mai delicată. Și băiatul a rămas marcat cu treaba asta. Sau el și-a pus în gând că dacă vine tata acasă, eu nu mă despart de el. Probabil. Poți să ne spui despre ce e vorba? Da, pot să vă spun. Acum când a început pandemia... Eu cred că am fost printre primii infectați cu virus. Din Târgu Mureș, primii. Ca grav, persoană gravă, cred că am fost cel mai grav din România sau poate nu cunosc cazuri nici în Europa. M-ai din cauza că nu știu eu, dar ce mi-au spus medicii. Într-o sâmbătă dimineață mă simțeam moale. Nu aveam chef de nimic. Nici de mâncare, nici de... Și zic la soția, tu, Mândro, da, se aude zvonul ăsta cu virusul ăsta. Tu, eu am o familie mare, copiii vin la mine, toți, intrăm. Hai să mă duc până la spital, nu stau în casă, că e un virus. Nu știam ce aduce virusul, ce poate să se întâmple. Vorbim de începutul început în martie. Chiar când a început pandemia. Ce zic, printre primii eram în Târgu Mureș și pe listă, dacă vă uitați acum, primii. Și zic, hai tu să mă duc la spital, nu stau acasă.
că am luat ceai, am luat medicamentele ce se putea recomanda. Zice, bine, hai, era greu acum, dacă auzi de spital, parcă ai o teamă. Uh-huh. Dar tu ce nu? Hai să mergem la spital. Spune-mi, te rog, câți ani aveai tu atunci? Atunci eu aveam 35 de ani. 35 de ani. 35. Acum 3 ani în urmă. Martie va fi 3 ani de pandemie, că s-a încheiat. Corect. Și aveai 35 de ani, tânăr. Tânăr, cum? Și m-am simțit, zic, pentru familie. Nu mă simțeam în halul ăla, zic, gata sunt, hai duceți-mă la spital, că nu mai pot. Și nici ne-am chemat Salvaria. Aveam un nepot, că noi suntem o familie și suntem aproape. Vecini, cum ar veni, frații. Sunt fiecare la casele lor și eu la casa părintească. Și zic, cheamă pe nepotul meu mai mare, nu mă duc eu cu mașina mea, și mă duce el. Zice, ok, l-a sunat pe băiat. Nu știam că ce gravă e situația de gripa asta sau cum să o mai numesc, nici nu știu. Și zic, cheamă-l și mai. M-a dus el, băiatul, cu mașina, am mers în spital. Acolo când m-a văzut, mi-a făcut teste, pus raze, tot. Se uitau la mine ciudat. Mi-a făcut raze la plămâni, la tot. Am stat acolo, mi-am pus singur într-o casă, într-o cameră la spital. Vedeam că vine lumea, desinfectează, face. Pe mine parcă m-am simțit că m-au închis. Gata. Ceream să-mi dea apă, nu vinea nimeni nici apă să-mi dea. Zic, Doamne, ce va fi de aici? Ce s-a întâmplat? Da, erai bine, conștient. Eram chiar dacă conștient, aveai stare febrilă, am mers pe sau... picioarele mele, totul era ok. Bine că mă simțeam... Moale. Moale. Uh-huh. Fără vlagă. Fără vlagă, fără nimic. Ne mânca vreo două zile, nu puteam să mănânc un sandwich, ce-mi făcea soția, un ceai. Da. Simptomele, da, care, simptomele pe care le știm deja. Le știm acum. Acum le știm, atunci... Și din momentul ăla m-a ținut la urgență și zice, nu, dar nu-mi dădeau detalii ca să mă lămurească într-un sens sau altul, nimic. Zice, trebuie să te duci la spitalul boli infecțioase. De la spitalul de județean de urgență m-au transferat la boli infecțioase. N-a venit nimeni la mine nici acolo, mi-au închis într-o cameră singur, mi-a spus, vezi că dacă ți se face rău și ai lipsă de aer, ai aici oxigenul, la oamenii îmbrăcați, în alb, pui oxigenul la gură. Erau deja cu în da, combinezoane? Da, erau în combinezoane, erau... Bine, zic ok. Eu nu aveam nevoie de oxigen momental. Bine că mă simțeam că smoale și aerul nu era suficient. Și îți dădeau tratament? Nimic nu mi-a dat. Nu ți-au dat nimic? S-am zis, sâmbătă am mers, sâmbătă seara m-au pus la boli infecțioase, nu mi-a dat niciun tratament. După aia au zis acolo la boli infecțioase, m-a ținut toată duminica. Eu am simțit că zic, hai să pun oxigenul ăia, dacă el mi-a zis să pun, că mă simt mai bine, îl pun. L-am luat jos de pe acolo, era un oxigen, și l-am pus pe el. Zic, mă, e mai ok. Începuse și tu să... Începuse da. Organismul să... Rezistam, dar totuși, zic, hai să-l pun să văd, nu-i mai bine, de curiozitate. Și a fost mai bine. Da, era mai bine, am pus. La un moment dat, dimineața, luni dimineața asta, niciun medicament, nimic. Până luni dimineață. Vine la mine medicii și îmi zic, Gabore, da, trebuie să te transferăm în Cluj. Că acolo are un aerosol mai puternic și te face mai bine, mai repede. Zic, ok, eu n-am avut nimic împotrivă. Dar nu știu de unde mă mir. Că noi în cadrul ăsta a bisericii și advente avem foarte mulți medici. Și toți sunt prieteni și ne considerăm prieteni de familie. Și acum mă gândesc că nici eu, nici familia, cum de n-am sunat prieteni? Sau frații, cum ne zicem noi între noi. Zic, cum nu i-am sunat eu pe frații mei ca să le întreb, să-mi dea o lămurire? Că acum, dacă e ceva cu un copil, cu toate sunt pe unul, pe altul, mă, ce să fac, ce să... Uite băiatul cum se simt și ne mai lămurim unul pe altul. E în cadrul medicii și... Și n-am sunat nici eu, nici familia, nimic. Și acum mă gândesc, telefonul la mine. Nu i-am trimis un pe WhatsApp nimic, nu știu. Dumnezeu poate a lucrat în așa fel. Ce s-a acum, întâmplat? M-au dus la Cluj. Când m-au dus la Cluj, nu eram grav. M-au pus normal pe scaunul din ambulanță. Am stat lejer, ca acum. Mi-au pus o mască acolo, am mers în Cluj. Acolo a fost dificilă problema. Îmi zice în Cluj, domnul Gabor, dacă nu te întubăm, mori.
Erai conștient? Da, conștient. Dar respirai greu? Respiram greu, atât. Dar ca să, să am nevoie de oxigen urgent, că nu rezist sau ceva, nu. Dar plămânii tăi arătau afectați? Ți-a explicat vreun medic? Acum în Cluj mi-a zis. Îmi zice în Cluj, domnul Gabor, bine că ei m-au luat un pic mai dur și îmi zice, nu te supăra, tu te-ai droghezi? Te-ai drogat? Ce ai consumat? Că noi pe raze nu mai vedem că ai plămâni. Păi zic, doamnă, nu am plămâni, dar eu vorbeam cu ei. Zic, ok, doamnă, eu niciodată în viața mea n-am consumat alcool, n-am consumat cafea, nu știu ce e drog, nu știu. Domnule, nu-mi vine să cred. Plămânii sunt atât de afectați, 90%. Dacă nu se mai vedeau pe radiografie... Da, ei așa îmi ziceam, dar eu tot puteam să vorbesc și să iau aer. Știi, minunea asta a fost. Bine, la un moment dat, mă sună soția, zice, vezi, Bobby, că trebuie să fie întubat. Zic, bine, mântru, eu sunt întubat, dar tu știi noi prin ce am trecut, ce înseamnă întubarea. Zice, știu, dar n-avem altă șansă, zic medici. Zic, tu, dar eu pot să respir, vorbesc cu tine. A, bine, am închis telefonul. Eu de ce am zis că știu ce înseamnă întubarea? În urmă, cu 3 ani de zile, acum în urmă cu 6 ani, mama a murit din cauza întubării, la 56 de ani. Îmi pare rău. În Târgu Mureș. Și eu știam ce înseamnă întubarea. Întubarea nu e greu ca să te întubeze. Când te destubă e problema. Și zic, domnul doctor, de ce trebuie să ajung la întubare? Că eu știu ce înseamnă întubare. El obraz din ponton, din... Ce, de unde știi tu ce înseamnă întubare? Zic, știu că mama din cauza asta a murit. Iar e cazul să mă întubat? Zice, altă șansă n-avem, că mori. Mi-a trecut în gând... Zic, refuz spitalul și dacă mor, să mor acasă în familie. Am stat, m-am gândit puțin în pat acolo cât am stat. Zic, n-am ce să fac. Trebuie să iau o decizie în viața mea. M-a lămurit soția, m-a lămurit frate meu, taică meu. Și la un moment dat a trebuit să iau și eu o hotărâre. Am luat telefonul, l-am sunat pe tata și am zis, eu cred că până aici a fost zilele mele să trăiesc între voi. Eu de aici nu mai plec, viu. A dat și medicii, au băgat în mine teama aia de moarte. Nu de vindecare, niciunul nu mi-a zis te vindeci. Oricum mori. Dacă nu te întubăm, mori, dacă întubăm, mai ai o șansă 1 la 1000. Tot mori. Eu simțeam deja teama asta de moarte. Mă apăsea. Zic, ce trebuie să fac? Mi-au rămas bun. L-am sunat pe tata, mi-am luat în câteva cuvinte că nu mai rezista mult. L-am sunat pe frate meu, pe ăla mai mare, nu știu, pe ăla l-am perupit, nu știu dacă l-am sunat sau nu. Și la un moment dat, zic, o sun și pe soție. Am sunat-o pe soție și am zis, bine, mândru, m-ați convins, o să semnez să fiu întubat. Dar sincer îți spun, îmi au rămas mult. Eu știu că nu mai plec de aici. Zice, auzi, nu zici cuvintele astea. Eu știu că simți tu și le zici, dar te rog frumos, nu. Zic, bine, eu termin ce am de terminat și după aia tu poți să zici ce vrei. I-am zis, mândru, avem o familie frumoasă, Dumnezeu ne-a binecuvântat, am trăit, n-am de reproșat nimic. Îmi cer iertare față de tine dacă am greșit cu ceva. Că zic, până aici este zile. Dacă Dumnezeu, El a vrut să se termine până aici zilele mele, aveți grijă de voi, de copii, ai o familie frumoasă, du-te înainte cu Domnul. I-a început să plângă, n-a mai avea cuvinte de zis. Atunci și eu am luat telefonul și l-am oprit. Zic, acum am terminat cu familia. Am pus telefonul lângă mine jos. Dintr-o dată mi-a venit un gând și zic, domnul doctor, erau mai mulți medici acolo în fața patului meu, știi. Erau vreo 5-6 persoane acolo. Bine că ei n-au înțeles cuvintele ce vorbeam eu cu soția, vorbeam în limba noastră țigănească și
la un moment dat m-am gândit, mi-a venit un gând, cred că de Duhul Sfânt, mi-a îndrumat și zic, trebuie să mă împac acum și cu Dumnezeu. Iată, n-am altă șansă. Zic, domn doctor, am o ultimă dorință. Zic, ce da? Să mă deconectați de la toate aparatele ce am pe mine. Cum, domnul Gabu? Zic, așa bine. Tot ce există aparat și dacă nu le luați dumneavoastră, le smurg eu. Zice, da, un moment, a zis asistentă, m-a deconectat, nimic. Eu eram un pantalon scurt acolo, de unde a luat tot de pe mine, m-am simțit lejer, zic, acum eu trebuie să mă rog. Și mi-a venit în gând, zic, hai să mă rog în limba română să înțeleagă și ei ce fac. Că puteam să folosesc cuvintele și în gândul meu. Și m-am rugat, nu știu ce cuvinte am folosit, am întrebat, da. Dar ți-amintești că ai rostit rugăciunea, da, în limba română? Rugăciunea în limba română să înțeleagă și ei. Am stat în fund, nu știu cât timp a durat, ei ziceau că mor fără oxigen, nici oxigen, nici nimic, ca pe mine nimic. Asta a fost dorința, să mă simt liber. Am stat în fund, în fața lor, și am început să mă rog. Nu știu ce m-am rugat. După ce am terminat, atâta știu că m-am predat în mâinile Dumnezeu și era, mă frământa pe mine un lucru. Aveai o chestiune personală, da, pe care personală, voiai să o rezolvi cu Dumnezeu. Care vroiam să o rezolv cu Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu, am rezolvat-o. Laudă Domnului. Și ce s-a întâmplat mai departe? Bun. Medicul a zis, după ce am terminat rugăciunea, conversația asta fără oxigen, cât timp a durat, nu știu. 5 minute, 10 minute. Deși tu erai independent de oxigen. Da, ei ziceau că da, dar eu nu. Tu nu, n-ai fi simțit lucrul. N-am simțit lucrul ăsta. Au început să plângă și ei au curs lacrimile la medici, dar nu puteau să și le șteargă. E, uite, erau îmbrăcați, știi? Aproape cu... Nu, dar ei îmbrăcați, ei erau îmbrăcați în alb în ăla și nu putea. Uh-huh. Atâta știu că mi-a zis, nu știu, era medic, asistent, nu mai țin minte, mi-a zis, domnul Gabor, dacă ți-ai predat mâna lui Dumnezeu, ai încredere că Dumnezeu te duce la familia ta. Atâta pot să spun. Zic, bine, domnule, eu am început să mă relaxez. Aduceți-mi hârtiile, că ei stăteau cu un teanc de hârtie în mână, trebuia să semnez. Mi-a adus toate hârtiile, le-am semnat ușor. Nu știu cât timp a trecut, dar am văzut că o femeie de acolo, o asistent, s-a uitat la ceas și a făcut, s-a uimit, că cred că a trecut 10 minute, 5 minute, 10 și eu s-a mirat că eu am rezistat timpul ăla fără nimic. Și atunci m-am pus înapoi pe pat și zic, acum faceți ce vreți. Gata. M-am pus pe spate, au început să conecteze toate aparatele. Eu din momentul ăla n-am mai știut nimic. Mi-a pus masca aia pe gură, o mască mai mare. M-am culcat. Gata. Eu, după ce zic perioada asta, m-am mutat la Târgu Mureș. Eu nu știam unde sunt. La Târgu Mureș, sunt la Cluj, nu știam. Că ei m-au transportat și m-au transferat de la Mureș la Cluj. Dar tu erai inconștient? Inconștient. Ai fost în comă? Am fost și în comă. Mai târziu? Mai mi-aduc aminte niște lucruri care nu vreau să le spun. Și la un moment dat, în Târgu Mureș, a venit un prieten la mine. Stai puțin, nu vrei să le spui pentru că ar leza pe cineva sau nu vrei să-ți mai aduci aminte? Nu vreau să mi-aduc aminte de ele. Și m-am simțit odată, tot în terapie eram. La mine tot una era, că eram în Cluj sau terapia tot Târgu Mureș, tot arăta la fel. La fel. Și vine odată la mine un prieten, medic, care lucrează la terapie Târgu Mureș. Și vine la mine la pat, zic, Bobi, ce faci? Am stat, eu m-am uitat, furtune în gură, în nas, în urechi, nu mai știam pe unde. M-am uitat eu la el, Bobi, de unde folosești el cuvântul ăsta? În Cluj îmi zicea Gabore și cuvântul de Bobi, și ia prietenii s-a acolo, zic, bine, din cap, nu puteam. Zice, nu vorbi, că știu că nu poți să vorbești, fă din cap, eu sunt Valer, așa îl cunoaște pe fratele nostru și prietenul meu, și zice, stai liniștit, ești la Târgu Mureș, ai fost întubat 26 de zile, Dumnezeu a lucrat. 26 de zile. Eu acolo deja a început să curgă apa de pe mine, au început aparatele să sune, e că făceam insuficientă de aer. 26 de zile, zic, nu m-a căutat nimeni. Eu, în mintea mea, el a văzut că eu ce reacționez,
A venit repede, au fugit aia că aparatele alea în spate la mine s-au aprins. Ce, Bobi, stai liniștit, a venit până la mine. El a făcut greșeala că a rostit cuvântul ăsta. Repede, el cum m-a liniștit? Avea numărul de telefon al soției. A sunat, zice, mă, Bobi, stai liniștit, e bine taică tău, e bine nevasta, e copiii tăi, frații tăi, Ștefan, Rupi. Tu începuse să fii conștient. Da, eram conștient. Deja eu eram conștient. Ei nu credeau că eu nu sunt conștient. Dar eu când am deschis ochii, eu eram deja conștient. Dar asta s-a întâmplat după 26 de zile. Da. Și în perioada asta ai fost și în comă în cele 26 de zile? O perioadă... 13 zile m-au întubat în Cluj odată. M-au destubat, n-am rezistat. Asta ce au dar zis tu nu medicii familiei. Nu. Atâta mi-amintesc, după comă, după 3 zile de comă profundă, a venit cineva la mine și mi-a zis, Bobby, mă asculți? Odată. De două ori iară mi-a zis, Bobby, dacă mă asculți, deschide ochii. Eu am deschis ochii și am văzut multe fețe în alb îmbrăcat. Multe. N-am putut să le număr. Era foarte multe. Și iar încă o dată mi-a zis, dacă mă asculți, pun mâna mea în mâna ta dreaptă și strânge. Mi-a pus și am strâns. Erai cât am putut. Eram conștient. Au început niște râsete de bucurie și de acolo iară s-a rupt filmul. Iară după aia m-au întubat încă 13 zile că nu rezistam. Și ai stat 26 de zile. 26. După aceste 26 de zile și 3 zile de, din astea 26, 3 zile de comă profundă, ai început să-ți revii. Da, la Târgu Mureș. În perioada asta, familia ta, biserica, ce făceau? Se rugau. Non-stop, pot să zic că am rugăciuni și chiar vreau să-i mulțumesc și fraților. Foarte mult s-au rugat pentru mine. În timpul ăsta s-a făcut un... că nu puteai să mergi unul la altul. Și mai ales familia noastră era păzită cu poliție și la poartă și tot. Pentru că toată lumea știau că tu ești în situația în care te găseai și să nu cumva se infecteze pe alții. Da, da, și tot Târgu Mureșul știa, tot orașul. Tu erai singur în situația asta foarte gravă. Nu singur, erau mai mulți, dar ca mine ca grav niciunul asta nu era. Asta zic, în situația gravă și așa. Și în momentul ăla era păzit toată familia și tot. Și între noi gaborii, suntem uniți în sensul ăsta. Din ce cauză? Că dacă ceva se întâmplă între noi, noi suntem obișnuiți să mergem să susținem familia cât mai mulți. Și în timpul ăla nu se putea. Și mulțumesc Domnului, este fratele Iancu Chichi, poate-l știi pe Iancu, și mai mulți frați au făcut pe Zoom, pe telefon, un lanț de rugăciune. Și au pus și un titlu, Speranța pentru Gabor. Ei, în timpul ăla, așa s-a născut, da, Speranțe pentru Gabor? Da, de acolo s-a pornind născut. De la din cazul pornină, tău? Bine, cazul meu, poate mai erau cazuri, dar nu știu eu. Eram în spital și după aia am mers cazuri foarte mult. Până eu am ieșit din spital. Cât ai stat în spital? 6 săptămâni. 6 săptămâni? 6 săptămâni și aproape 7 săptămâni de spital. Și, cum ți-am zis, care era problema cu familia? Eu după aia am realizat... Eu când am venit de la Cluj, toți erau liniștiți că-s la Cluj. În Târgu Mureș mureau pe capete. Noi suntem o nație puțină de gabor, o minoritate cum ar veni și ne cunoaștem unul între altul, dar să mor aproape 250 de persoane, să moare între țigan, gabor și tot tineri. Cred că cel mai bătrân era până în 55 de ani. Dar oameni puternici în toată firea, nu era bolnav, să zic, omul ăsta era bolnav și a murit. Și familia mea era liniștită în sensul nu că se bucura că muriau oamenii, că eu sunt la Cluj și era spitalele la Mureș, cum intrau în spital, 3 zile maxim, 2 zile de întubați, era mort. Mort, 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 mort. Cum îți explici tu, Bobby, rămânerea ta în viață în condițiile în care... E o minune.
N-am cum să o explic din cuvinte, eu n-am făcut nimic, sincer. Tu acum ești în regulă, ai vreun ai sechiele după nu. Povestea asta, simți cumva că ești mai puțin puternic? Am vrut puțin, dacă e să mai spun, când am ajuns la Mureș și la Valera am încheiat, da, că el a intervenit, a venit medicii, m-a lămurit cu familia, am auzit vocea soției, el a sunat-o direct, a zis, e ok, că el s-a simțit vinovat că a făcut greșeala. Familia începea să se relaxeze. L-a adus de la Cluj, e ok, la terapie, începe să-și revine și revine. Dar era o problemă, că ei era cu frica că gaborii ăștia lanțai noștri, care intrau într-un spital, 3 zile erau morți. Deci îți dai seama, aproape 200 de persoane s-au murit. Ei, ce șanse mai avea? 250, cam da, așa. 200 până eu am ajuns. Și după aia, între timp, a murit. Ei n-avea nicio șansă, familia. Medicii nu-i dădea absolut nicio șansă. Eram și mulțumesc cadrilor medicale de la Cluj și cine s-a îngrijit de mine este doamna Miclăuș Diana. La Cluj. Mulțumesc, da. Am vrut să mă duc personal să o cunosc. Nu m-a lăsat, că era încă perioada aia de infectări, am vorbit cu ea prin Nici azi nu e târziu. Nu e târziu, am vorbit cu ea prin Messenger, am luat legătura cu ea, i-am spus că-s bine, s-a bucurat foarte mult și era un lucru foarte deosebit între medici. A pus între frații mei și familia mea și nevasta mea un telefon unic în fiecare zi la ora 1 să-i dea detalii despre mine. Era un telefon mobil. Zice, chiar dacă o să simțiți nevoia să ne sunați, să mai întrebați despre el, te rog frumos, puteți să ne sunați. Dacă nu, în fiecare zi, între 12-1, o să fiți contactat o persoană și o să vă dăm toate detaliile. Și la frate meu Ștefan, sunam fiecare zi și dădea detalii, mulțumesc lui Dumnezeu și persoanelor de acolo, sunt recunoscător, nici nu am cuvinte, că liniștea și familia. Lucrează Dumnezeu, prin Dumnezeu, oameni. Da. Lucrează Dumnezeu prin medici. Da. Bobby. Și ei, crede-mă că tot aia zic ce zicem și noi. Domnul Gabor, noi am făcut tot ce era posibil, dar am văzut că Dumnezeu a lucrat mai mult. Extraordinar. Deci tu ai renăscut... Mort. Mie așa îmi ziceau acum, colegi, tu erai mort, mă, Bobby. Tu nu știi, dar tu erai mort. Bobby, păi vreau să te întreb un lucru. Uite, stau în fața unui om care a trecut prin contexte de genul ăsta. Da. Poți să spui că în perioada în care ai fost în comă, ai fost într-o altă lume? Ai fost într-un context din ăsta... Eu vreau să mărturisesc ceva. Supranatural. N-aș vrea cineva să o ia în sensul că nu spun adevărul. Să aibă totală încredere ce vreau să spun. Nu i-am spus-o la mulți acum, ce spun acum față de tine. Te rog. Posibil că numai la soție dacă i-am spus-o. Atât mi-amintesc clar. Clar treaba asta, am vorbit cu Dumnezeu 8 ore. Și la un moment dat am zis, Doamne, Tu ți-ai luat timp cu mine să vorbești 8 ore? Imposibil treaba asta. Imposibil. Și am vorbit cu El foarte mult și despre multe lucruri, dar 8 ore, aia mi-aduc aminte. În perioada, toată perioada. În perioada, asta. Toată perioada. Bine, mai aveam halucinații, mai aveam multe, dar asta știu 100%, sunt convins că cu El am vorbit. Laudă Domnului. Lui să a fost momentul ăla al crede-mă, m-ai provocat să spun inimii. Dar n-am vrut să spun. Și de aici dependența băiețelului tău mai mic de tine, de teama de a te pierde. Da, de te pierde și cred că a luat El în El ambiția asta, eu nu părăsesc, da, că tata. Bine, El avea o dorință că se apropia ziua Lui de naștere. Era două luni de zile până la ziua Lui de naștere și zice, se ruga tot timpul băiatul și zicea, Doamne, du-l pe tata acasă de ziua mea de naștere. Și dacă vă spun minunea, că eram acasă în ziua Lui de naștere. Wow. Extraordinar. Băiatul ăla am plâns numai se oprea. N-avea chef de tor sau de sărbători. El, asta a fost dorința lui și nu pot să-l despați de treaba asta. Și aia v-am zis că și soția și toți am trecut prin toate terapiile de la Târgu Mureș grave. Am venit de la Cluj, am mers spitalul de județean de urgență, nu era de ajuns ăla, am mers și la spitalul tineretului în spate, tot la terapie, acolo când am ajuns soția leșinat. Că de acolo
foarte mulți Gabor au murit. Zice, domnul l-a dus în Cluj, am acceptat, e ok, l-a adus la terapia Târgu Mureș județeană. E ok, s-a liniștit că acolo nu erau chiar așa grav. Și mulțumesc domnului că acum sunt bine. Cum ai amintit că după atâta spitalizare și prin ce am trecut, n-am rămas cu sechele, n-am avut nevoie de tratament, nu e o minune. Categoric. Niciun fel de tratament, n-am făcut niciun fel de terapii, n-am umblat la recuperări spital, nimic, decât acasă. Ce și putea independență soția? Față de Dumnezeu. Da. Dumnezeu și este recuperatorul tuturor. Atâta timp cât ne punem și la îndemâna medicilor cărora el îi mulțumesc, nu am de reproșat cadrul medical nimic. Spune-mi, să Bobby, există cineva față de care tu ai greșit și față de care ai vrea să-și ceri iertare? Știu, eu să știu 100% o persoană cu care i-am greșit și să-mi cer iertare, n-ar fi o persoană. Sau chiar dacă am uitat, să zic, de treaba asta, mă cer înaintea lui Dumnezeu să-mi aducă la cunoștință, dar să mă crezi că n-ar fi greu să-mi cer iertare. Acum, la momentul de față, n-ar fi greu. Ai învățat smerenia asta. Da. Sincer, nu mai e pe primul loc nimic. Eu până la anii ăștia am trecut prin foarte mulți. Aveam și posibilități financiare. Am trecut și prin probleme, cum ți-am zis toate, dar acum nu mai e pe primul loc Dumnezeu în viața mea și a doua familia. Și restul, crede-mă că de 3 ani de zile, cum ți-am zis, n-am dus lipsă de nimic. Înainte de 3 ani de zile astea, luptam din forțele mele să fac tot. Și în ăștia 3 ani de zile se împlinesc imediat, n-am putut să mă duc să câștig bani financiar un an de zile, n-am dus lipsă de nimic. Nu știu de unde. Când tu primești bani, și nu vorbim de bani puțini, ce faci tu cu o parte din banii pe care îi primești? Eu cu banii din o parte ce îi primesc, după ce am terminat o lucrare unde lucrez și momentul de față și înainte, dar momentul de față după pandemia asta m-am stat și m-am gândit cu soția și cu tot, fac calculul la bani. Și după ce îmi fac calculul la ban, îi Dumnezeu ne cere în scriptură, zice, să-i dăm a 10-a parte. Și eu pun deoparte, prima este zecimia. Așa se numește în cadrul Bisericii Advente. Așa spune și scriptura. Și scriptura, așa îi spune zecimia. Eu dau lui Dumnezeu, bine, pe lângă darurile care mai... Și te simți mai sărac, Bobby? Nu, nici de cum. Sunt tare fericit când pot să pun zecimia. Crede-mă. E paradoxal, că îi dai, nu-i da, primești. Da, sunt tare fericit. Când pot să vin acasă și am câștigat o sumă de bani, chiar suntem acum 3 colaboratori și terminăm și împărțim normal cum se porțe și eu văd fiecare își pune zecimea. Am avut și o discuție ca să o punem împreună. Avem firma noastră și zicem, mă, firma cu tare a pus zecimea, dar să nu mai pun eu separat. Și totuși a zis fiecare, mă, hai să o punem fiecare, să ne simțim că am pus-o categoric, eu personal. Noi. Zic, bine, hai să sunteți tare credincioși. Mulțumim Domnului, chiar am văzut acum de o perioadă de timp după pandemia asta, nația noastră de Gabor, de țigan, s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Tu îți iei seva din cuvântul Domnului, seva asta spirituală și crește alături de cuvântul lui Dumnezeu și ești o inspirație pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru cei din grupul tău. Noi aici la Autentic avem o Biblie pe care eu am să ți-o pun aici în față și te rog să ne spui care este versetul tău preferat, fie îl citești, fie îl spui pe de rost. O să vă citesc din Salmi. M-a inspirat să-l citesc și eu o să vi-l citesc câteva versete din el, din Psalmul 30. Și o să-ți citesc câteva versete. Domnul Dumnezeu, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Doamne, tu m-ai ridicat sufletul din locuința morții. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoreau în groapă.
Cântați Domnului voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Amin. Amin. Bobby, ne apropiem de finalul podcastului. O discuție foarte, foarte profundă. O experiență de viață extraordinară. Și încă nu știm ce ne așteaptă. Și nu știm ce ne așteaptă, e adevărat. Bobby, am un test de autenticitate. 5 întrebări la capitolul ăsta. Spune-mi, te rog, unde îl găsești tu în mod autentic pe Dumnezeu? Iară când mă pun pe genunchi sau mă culc și îl găsesc pe Dumnezeu în viața mea de zi cu zi, îl văd că este Dumnezeu cu mine. Cu ce defect te lupți tu, Bobby, cel mai des pentru a rămâne autentic? E un verset în Biblie care spune: mâniați-vă, dar să nu vă păcătuiți. Cu asta mă rog și am rugat și pe colegii mei și pe mai mulți. Și în cadrul emisiunii spun: mă mânii repede. Și câteodată mai folosesc sau scap unele cuvinte care nu se potrivesc cu Scriptura. Dar acum, de o perioadă, m-am liniștit un pic. Dar trebuie să mă mai liniștesc. Ne rugăm pentru tine. Mulțumesc. Care este secretul tău pentru a fi autentic? Sunt o persoană sinceră. Eu, dacă vreau să-i spun cineva la cineva ceva, îi spun. Și cu asta mă știe toți, persoana asta nu ascunde. Dacă chiar e un lucru care și să-l laud pe o persoană, eu spun în față: uite, tu ești așa de apreciat. Dar chiar dacă simt că trebuie să-i spun ceva care poate îl jignește, sunt și persoana aia că îi spun: uite, mă, uite, ai făcut. Care să-l ajute să crească. Să crească, da. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu? Eu cred și sunt convins că sâmbata sunt în biserică, mă duc la locașul lui cel Sfânt, eu cred că prin asta îl onorez, încerc să-mi aduc toată familia unde eu sunt și vin la biserică. Cu altceva eu ce pot să zic, ca să încerc toate lucrurile ce scrie în Scriptură să le împlinim. Și ultima întrebare din acest test de autenticitate, Bobby: care este cel mai autentic om pe care tu l-ai întâlnit vreodată în viața asta? Ca să fie ca un exemplu pentru mine. Aș putea să zic o persoană care într-adevăr este și îl văd zi de zi, este cu noi și umblă în harul lui Dumnezeu. Eu vorbesc în generația noastră mai tânără. Este prietenul și colegul meu, Burceambru se numește, care crede-mă că este o persoană care este un exemplu pentru mine și pentru mai mulți. Și să-i dea Dumnezeu harul acesta să ducă mai departe lucrul acesta. Am să te rog, Bobby, să completezi frazele următoare. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul: mulțumesc, Doamne. Banii nu pot cumpăra fericirea. Cea mai mare realizare a mea rămâne să umblu cu Iisus Hristos. Detest cel mai mult păcatul. Asta ar fi răspunsul. Cel mai rău este să urăști păcatul. Moștenirea pe care doresc să o las copiilor mei este să se încreadă în Iisus Hristos. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Țigan sau rom? Țigan. Haine scumpe sau la reducere? Umblu după reducere, sincer, ca să mă duc acum să iau haine scumpe, cele mai scumpe. Nu mi-a plăcut niciodată treaba asta, ca să mă duc acum, îmi iau haina asta să mă dau mare cu ea sau nu. Chiar e cazul când mă duc și la second. Fructe sau prăjituri? Mai repede prăjituri. Bogat sau influent? Acum la răspunsul asta nu știu ce să-ți dau, că deja eu mâneste nu prea influent ar fi ceva, dar bogat nu-mi văd ca să-mi caut bogăția pe acest pământ deja. Bunuri pe credit sau cu banii jos? Cu banii jos. Credit, mă rog lui Dumnezeu să nu mai fac. După ce ai greșit,
Te scuzi imediat sau mai târziu? Mă scuz imediat. Apă sau suc? Apă. Îi spui soției tale mai des iartă-mă sau te iubesc? Mai des greșesc și îi spun iartă-mă. Mâncare gătită sau cumpărată? Gătită, prefer eu gătită. Și ultima întrebare, ultima provocare la capitolul ăsta, rugăciune în gând sau cu voce tare? Rugăciune în gând. Bobby, întrebările mele s-au terminat. Am pentru tine o întrebare surpriză, scrisă de cei care au stat înaintea ta pe scaunul autentic. Sunt aici întrebările scrise de ei, eu le amestec, am să te rog pe tine să extragi una din întrebări și să o citești și apoi să ne oferi răspunsul tău. Cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu comparativ cu tine? Părerea mea personală este că încerc și vreau din tot sufletul să-L iubesc mai mult ca pe mine însuși. Asta cred că n-are limite. Niciodată. Bobby, provocarea mea în ocazia asta constă în două chestiuni acum la final. Prima dintre ele este să scrii și tu o întrebare. Eu am să îți ofer aici o foaie și pixul acesta cu autentic pe care l-arăt și prietenilor noștri este cadoul pentru tine în ocazia asta. Mulțumesc. Îl oprești și acolo pe unde vei merge tu, când semnezi contractele pentru afacerile voastre, să-l semnezi cu pixul acesta. Da? Am să te rog să scrii și tu o întrebare pentru cei care vor sta mai târziu pe scaunul pe care ești așezat tu acum. Apreciez mult, Bobby. Mulțumesc. Și ți-am zis că finalul provocării pentru tine constă în două chestiuni, așa special. Una dintre ele este să scrii întrebarea, ai scris-o, da, am pus-o, iar cea de-a doua este să transmiți prietenilor tăi, gabori, da, un mesaj în limba voastră. În limba noastră maternă, da. Pralale cam apte pe naptu mingă, că jujuvau toșuie de pe. Tă mai ales să adresăm ale tărnima tonengă. Vime soma tărno, sartu menche cu labăș, că deșefta de șohtobăș, că gândiseva o căzurală soma de măgăzor. S-a conte susținil ma vima sartu men, a cana pahugile ai țără lume, că rode în corcu răvitu men, de gândintu me, că avelec momento, că este mucând sacofelo, tătejean cu Iezuș. Me, pe nocul de că deja cu Iezus și că n-ai probleme de experiențe pretumende. Că la șo Iezus va losti satale s-a sten de miștoala deja și că n-ave n-o probe. Te avite avea la pe voie o probe deja în el că o Iezus mulava jlecă ta o Iezus înghedil o probe te îndica la probe te trăzontume că deja te sogalin lecă. O Iezus te-l tumență. Amin. Mulțumesc frumos. Înainte de a ne despărți, am un cadou pentru tine. Avem cadou. Colegi, dar nu pleci de la noi fără cadou, pleci cadorisit. Avem și noi prieteni la Viață și Sănătate. Ei ne pun la dispoziție cărți pentru invitații noștri. Probabil că știi editura Viață și Sănătate. Da. Sunt două cărți din care te rog să alegi tu una dintre ele. Prima este scrisă de Ștefan Demetrescu, La izvoarele vieții se numește cartea aceasta. Este scrisă undeva în 1947, pentru prima dată a fost tipărită cartea asta și acum este reeditată. Iar aici avem o carte ce se numește Îndrăznește să trăiești prin fiecare cuvânt. Așa că am să te rog să alegi pentru ocazia asta una dintre cele două cărți. Îndrăznește să trăiești prin fiecare cuvânt. Să-ți fie de folos, mulțumesc, Bobby, ție și familiei tale, Dumnezeu să te binecuvânteze. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că mi-ați fost alături. Vă mulțumesc pentru că sunteți parte din comunitatea Autentic. Nu uitați, un like, un subscribe, un comentariu ar face foarte bine pentru tot ceea ce înseamnă
această idee care se desfășoară în jurul cuvântului autentic. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să aibă grijă de fiecare în parte, pentru că felul în care El ne descoperă experiențele prietenilor noștri nu face altceva decât să ne ajute și pe noi să creștem în credința noastră. Domnul cu noi până ne vom revedea!